În perioada 12-18 iunie, ITM Timiș, sub coordonarea Inspecției Muncii București, a desfășurat campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul restaurante și alte activități de servicii de alimentație. Obiectivele campaniei au vizat identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară activitate în domeniile menționate, precum și creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării legislației muncii. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Timiș au efectuat 80 de controle, în urma cărora au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă. Din totalul sancțiunilor, 11 au fost acordate sub formă de amenzi în valoare de 113.500 de lei, iar 20 au fost avertismente. În ceea ce privește amenzile aplicate, 3 dintre acestea, în valoare de 80.000 de lei, s-au acordat pentru cele 4 persoane depistate fără forme legale de angajare, iar o amendă în valoare de 10.000 de lei s-a aplicat pentru o persoană ce presta activitate în afara intervalului orar stabilit. Alte 6 amenzi în cuantum de 13.500 de lei s-au acordat pentru lipsa evidenței timpului de muncă cu ora de începere a activității și ora de sfârșit a activității, iar o amendă de 10.000 de lei s-a aplicat pentru nerespectarea utilizării zilierilor, aceștia fiind folosiți pentru munci calificate. Inspectorii de muncă au dispus 49 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate în timpul controalelor.